Spațiu public. Dezbateri și opinii. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Tatiana Fischer, moderator, și Elena Vigheru, regizor, vă invită în spațiul public. Astăzi vorbim despre fumat și despre măsurile de eradicare a acestui viciu, de altfel păgubos, care are un impact negativ și asupra sănătății oamenilor și asupra bugetului de sănătate al statului. Vorbim despre Planul Național privind controlul tutunului, vom analiza prevederile și felul în care se implementează împreună cu invitații programului. Domnul Ion Șalaru, șef Direcție Controlul Bolilor Netransmisibile de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Domnule Șalaru, bună dimineața, bine ați venit la Radio Moldova. Bună dimineața și bine v-am găsit. În această componență de discuții îl salut și pe domnul Ghenadi Țurcanu, expert la Centrul Politici și Analize în Sănătate. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Bună dimineața. Eu am să anunț și două numere de telefon pentru publicul ascultător: 022-721-758, 022-406-853. Ne puteți suna începând cu 10:40. Ca să vă implicați în această discuție sau în cazul în care aveți ceva să ne comunicați. Ne-am întâlnit ultima dată în aceeași componență pe 31 mai 2019. În mod tradițional, în această zi se desfășoară discuții despre fumat și dauna fumatului, dar și despre măsurile de eradicare, de descurajare acestui viciu. Ne întâlnim din nou, cred că la o distanță de mai mult de jumătate de an. La acea vreme, pe 31 mai, domnul Șalaru venea cu o statistică alarmantă care ne spunea că, de fapt, numărul fumătorilor crește și mai ales în rândul adolescenților, în rândurile tineretului. La acea vreme discutam și despre, știu eu, probabil spuntare, dar probabil corect, și o agresivitate din partea industriei tutunului sau o abilitate a acestui sector de a-și promova interesele. La începutul acestui an, 2020, care este situația? Vreau să zic că de la 1 ianuarie 2020, ce urmează să se întâmple? Urmează să se întâmple ceea ce s-a întâmplat și până acum și poate mai... Adică nimic îmbucurător sau totuși avem niște succese. Că eforturile trebuie să continue, indiferent de circumstanțe, dar de atunci, de ultima dată de când ne-am întâlnit, vreau să vă zic că circumstanțele au devenit într-un fel mai favorabile. Vorbesc cu suportul parlamentarilor, s-a reușit modificarea legii 278 privind controlul tutunului și au fost excluse acele, aș zice eu, derapaje de la versiunea inițială care a fost votată în anul 2015 a acestei legi, deoarece s-au făcut exceptări pe ascuns. Au fost tertipuri la care se dedică industria tutunului, care și-a manifestat lobby atunci în Parlament prin legea 288 din decembrie 2017. Au fost operate mai multe modificări care au redus, să zicem așa, din combativitatea legii 278. Acum, în cea mai mare parte, ele au fost înlăturate și au intrat în vigoare mai multe prevederi. Eu aș vrea ca, zicem, să le enumăr, adică da, vă rog. S-au exclus exceptările pentru produsele din tutun încălzit, adică nu se mai permite ca acestea să fie vândute minorilor, este interzis promovarea acestora, se prevede ca aceste produse, care de altfel sunt la fel produse din tutun, diferă doar modul lor de prezentare, că sunt mai mici ca țigările obișnuite, și diferă modul de utilizare, că se utilizează prin dispozitiv de încălzire. Și de asemenea, ele nu se mai acceptează, se aplică avertismente de sănătate și pictograme la fel ca și pentru celelalte produse din tutun.
Alte prevederi care au intrat în vigoare ale legii sunt că nu se mai exceptează, zicem, de la prevederile ce țin emisiile țigările fără filtru, că până acum se admiteau emisii mai mari pentru țigările fără filtru, și de asemenea au intrat în vigoare prevederi și la alte documente, cum ar fi codul administrativ, adică se stabilesc sancțiuni în cazul că agenții economici care dețin obiective de comercializare a tutunului, în special gherete, care au o suprafață mai mică de 20 de metri pătrați și se află la o distanță mai mică de 200 de metri față de instituțiile de educație și medico-sanitară, deci sunt pasibili de sancțiune contravențională, adică pot fi aplicate amenzi, și de asemenea s-au făcut modificări la codul fiscal care prevede creșterea taxelor pentru produsele din tutun încălzit și de asemenea s-a acceptat abordarea noastră că produsele sau țigările fără filtru trebuie să fie taxate la fel ca țigările cu filtru. Că până acum noi aveam o diferență aproape de 2 ori. Țigările fără filtru aveau taxe mai mici aproape 2 ori decât cele cu filtru. Adică, într-un fel, erau privite ca un fel de produs social care să fie cât mai accesibil persoanelor cu venituri mai mici. Și aceasta se făcea la fel la solicitarea industriei. Niște raționamente nu prea bune, adică nu prea favorabile modului sănătos de viață. Ar zice eu, deloc raționale din punct de vedere al sănătății, dar doar pentru a încuraja producătorul local de tutun care să-și mențină piața pentru acele pături mai sărace populații, ca să aibă și ele ce fuma. Adică acesta era raționamentul. Și de asemenea ne pregătim ca pentru intrarea în vigoare odată cu data de 20 mai ca produsele din tutun să nu mai fie vândute la vedere. Adică se afișează doar lista acestor produse din tutun, iar ele se vând pe sub raft din dulapuri care nu sunt deschise, deci aceasta este prevederea legii. Dacă să vorbim, acesta este, aș zice, o parte pozitivă, cât și de asemenea în plan pozitiv este că am finalizat un studiu național privind prevalența fumatului la adolescenți. Avem datele. Este unul nou față de ceea ce a fost? Deci este studiu din 2019, uh-huh, dar pur și simplu avem deja datele finale. El încă nu este publicat, dar avem datele pe care le-am coordonat deja cu Centrul de Control a Bolilor, CDC din Atlanta. Împreună cu ei am efectuat acest studiu, deci sunt rezultatele finale. Pe parcurs eu o să mă refer, fiindcă datele deloc nu sunt îmbucurătoare și este o consecință a ceea ce au făcut deputații în anul 2016. Adică se vede real, pe viu, că orice slăbire, relaxare a legii are un impact negativ. Și adică care sunt rezultatele? Dacă, să zicem, vorbim de țigările obișnuite, are loc o scădere cu circa 1%. În 2013 noi am avut în jur de 8% jumate în mediu fumau adolescenții țigări, dar nu am avut, să zicem, consum de alte tipuri de țigări la acel timp. Nu erau țigări din tutun încălzit în 2013, iarăși nu erau țigări electronice, ele de-abia apăreau într-un fel pe piață, dar nu erau răspândite între adolescenți. Astăzi avem că per ansamblu situația s-a înrăutățit, deși tinerii, adolescenții consumă mai puține țigări. Avem o creștere la consum de tutun încălzit,
deci a apărut pentru prima dată. De fapt, nu putem să o comparăm cu altele, dar pe ansamblu avem că circa 20, deja 20% din adolescenți utilizează un tip sau altul de produse din tutun. Adică peste 12% și ceva din adolescenți utilizează produse noi din tutun, iar 7% și ceva utilizează țigări tradiționale. Și explicația care e? Explicația este cea care este că se vede rezultatele, că odată ce am permis, am acceptat și s-au vândut la dreapta și la stânga, s-au vândut online, s-a permis promovarea, deschideai orice site în internet, aveai cât este bine să utilizezi IQOS-ul, hits-uri, produse deci din tutun încălzit, și s-a promovat că ele deloc nu sunt dăunătoare sau practic mult mai puțin, zicem, ele sunt inofensive și este bine dacă ai decis, dacă nu mai poți să nu fumezi, este bine să fumezi aceste produse. Și deși cu țigările electronice nu am avut o promovare, dar și acestea au început ca să fie utilizate ca produs alternativ și încă o dată s-a văzut că industria tutunului s-a focusat din start. Deci scopul ei a fost tinerii. Nu a fost cum anumiți deputați au promovat, că au zis că bine, noi trebuie să permitem o alternativă, dacă oamenii vor să renunțe la tutun, înseamnă că ei pot să treacă la tutun încălzit, ca să renunțe mai ușor la fumat. S-a demonstrat că aceasta nu este o alternativă a țigărilor tradiționale, dar este o strategie de a atrage cât mai mult tinerii pentru a-i ține legați de țigară, ține legați, da, de tutun, face dependenți până la urmă. Pentru mulți ani înainte. Da. Domnule Țurcanu, avem acest plan de control asupra tutunului, e prevăzut pentru 2017-2021. Cum mi se pare, în ce măsură suntem consecvenți și îl implementăm? Dacă, la nivel de autorități. Dacă până la mijlocul anului 2019 acest plan național de control al tutunului nu avea sorți de izbândă, atunci, iată, așa cum am discutat la emisiunea din 31 mai despre necesitatea corectării legii privind controlul tutunului și revenirea la varianta inițială din 2015, care era comprehensivă, iată că vreau să felicit și eu tuturor fracțiunilor parlamentare, tuturor deputaților, pentru că toate fracțiunile parlamentare și toți deputații prezenți în sală anul trecut, în luna iunie, au votat aceste modificări la lege și s-au revenit la acele măsuri comprehensive de control al tutunului. Și vreau să spun că tutunul ucide în orice formă, fie el că este ars, fie că el este încălzit, fie că nicotina este fumată prin niște rezervoare lichide, anumite electronice, acest produs ucide. Și doar campaniile de informare, așa cum vorbesc cu unul, informați mai mult populația, informați mai mult tinerii și atunci ei nu vor fuma. Campaniile de informare, dacă ele nu sunt susținute de măsuri legislative, executive, administrative de control al tutunului, nu dau niciun efect. Sunt doar bani cheltuiți în zădar. Pentru că nu poți să faci o ședință cu adolescenții și să le spui cât este de dăunător să fumezi, să consumi diferite produse de tutun și după această ședință adolescentul iese în curtea școlii și în fața școlii stă un chioșc, vitrina care este acoperită totalmente de produse de tutun și încă mai conțin și publicitate ademinitoare care spune că ia că dacă vei consuma aceste produse vei fi mai evidențiat față de colegii tăi, etc. Deci această strategie de atragere a tinerilor, ea trebuie decurmată anumit prin măsuri legislative, prin lege, ceea ce s-a făcut. Și cred că acum, deja pentru începând de 1 ianuarie 2020, este necesar ca atât autoritățile publice, cât și societatea civilă, fiecare persoană în parte, să fie cât mai responsabilă în promovarea modului sănătos de viață fără tutun.
pentru că tutunul ucide anual circa 5.000 de moldoveni. Aceasta este foarte mult. Vă imaginați, ce poți spui, populația la 5 sate de Republica Moldova anual dispare și nu, aici nu, într acest număr nu intră doar persoanele de vârstă înaintate, dar numite intră persoanele de vârstă productive care decidează de cancer, decidează diferite de maladii cardiovasculare care iarăși sunt provocate de consumul de tutun. Vreau să spun că este foarte greu să discuți cu adolescenții și să le spui că dacă vei fuma vei avea probleme cu inima, vei avea probleme cu vasele sanguinii, etc. Deci aceasta este foarte... Adolescentul până la 30 de ani, cât este tânăr, el nu simte nici... bate vânt, da, nu simte nicio durere, da. Aceste efectele consumului tutun apar după, peste 15, 20, 25 de ani, deja când este târziu. Dar nu este târziu niciodată să te abții, să renunți de fumat, că sunt studii științifice care au demonstrat, chiar dacă o persoană are un stadiu foarte mare de fumat și el renunță la fumat, imediat toată biochimia organismului se modifică în câteva săptămâni. Timp de câteva luni, el totalmente se reface. Evident că nu mai pot fi, spunem, refăcute acele sechele care au deja s-au produs în vasele sanguine cu ateroscleroză, cu obliterare, etc. Dar o șansă de a trăi mai mult în sănătate, clar că este benefic dacă renunți la fumat. Da, am vrut să vă întreb dacă dispuneți de date statistice sau de studii, dacă există populații care conștientizează niște daune și renunță la fumat. Avem și o situație conturată la acest capitol, renunțăm la fumat, moldovenii renunță la fumat? Dacă ar fi... Sau cu greu? Eu mi-aduc aminte de exact de emisiunea din 31 mai 2019, când domnul Țurcanu ne aducea aici în emisiune, în spațiu public, un exemplu a unei țări scandinave care s-a eliberat de fumat aproape totalmente, așa e? Exact, da. Norvegia este Norvegia și da. A făcut ocupași da. Și mai mari și mai mici, dar până la urmă populația a renunțat să fumeze. Da, probabil sunt acolo excepții, da. Ea va deveni o țară liberă de tutun. Atunci se stabilește că în o țară liberă de tutun, când populația fumătoare este mai puțin de 5%. Da, sunt tendințe în câteva țări din nordul Europei, deci avem Islanda, unde este în jur de 9% prevalența generală, dar eu aș vrea să mă refer la, ca să vă răspund la întrebare. Da, eu mă gândeam, au rost politicile acestea ale noastre? Anul trecut noi nu am făcut careva studii sau sondaje sociologice. Ultima a fost în 2017, în conformitate cu acel studiu aveam că ponderea ex-fumătorilor a fost în creștere și constituia 13%, înseamnă că față de 2015, când erau doar 3%, deci din momentul când a intrat legea în vigoare. Dacă ar fi să luăm datele dispensarului republican de narcologie pentru ultimii 2 ani, inclusiv pentru anul 2019, să zicem, nu sunt atât de multe persoane care au abandonat fumatul anul trecut și anul precedent, dar se vede un efect, fiindcă au primit, anual primesc tratament și consiliere peste 3.000 de persoane, deci care s-au adresat și rata de succes, să zicem, este una, zic eu, destul de bună, de circa 20%, și se consideră printre specialiști că dacă 10% abandonează fumatul, este o rată bună. Au primit sfat minimal ca să renunțe la fumat peste 100.000 de persoane la medicul de familie, ceea ce
Este un lucru bun, dar aceasta nu înseamnă că aceste persoane au renunțat la fumat. Noi vorbim despre... Am vrut să vă întreb dacă și tratamentul e cumva gratuit și intră în prima de asigurări medicale. Noi vorbim și despre... putem vorbi la concret anume acele persoane care se adresează pentru consiliere și tratament, vedem că acele persoane conștient vor să renunțe la fumat. Iar ponderea lor, aș zice eu, nu este atât de... E prea mare. Mare. Nu este atât de mare dacă vorbim de până la 5.000 de persoane anual, ceva mai puțin, din totalul de circa 700.000 de fumători pe care noi considerăm că îi avem astăzi din populația existentă în Republica Moldova, 700-800.000, independent, fiindcă cifrele exacte de populație mie deseori îmi vine greu, dar poate și dumneavoastră. Ca nu, da, nu știm exact câtă populație avem în Republica Moldova, deci, așa cum ea migrează. Aceasta este un sfert de populație, după ultimele date, fumează. Noi vom avea date exacte, deci ca să putem spune că realizăm obiectivele programului național privind controlul tutunului și noi avem două obiective de bază. Deci, un obiectiv este ca să reducem în mediu cu 3%, 3 puncte procentuale prevalența fumatului în populația generală și vom vedea în acest an dacă se va reuși acest lucru. Adică asta anual? Sau pe o durată mai lungă? 3% pe puncte procentuale pe o durată de 5 ani, adică de la 25 la 22% și 0,5% anual la adolescenți, iar la adolescenți, după cum arată studiul, chiar îmi vine greu ca să spun. Deci noi, practic, dacă luăm la pachet și produsele noi din tutun, atunci noi nu reușim ca să realizăm obiectivul programului. Domnul Surcanu, cum au reușit aceste țări de care vorbim noi, Islanda, Norvegia, să reducă rata fumătorilor? Au reușit dacă putem prelua ceva din practicile lor, dar prin educație, prin restricțiuni, prin ce? De fapt, Moldova în 2015 a demonstrat acel exemplu de măsuri comprehensive de control al tutunului, că a aprobat o lege care prevedea și anumite reglementări, cum trebuie să fie pachetul, ce avertismente trebuie să fie pachetul de produs tutun, ce informații trebuie să fie prezentate autorităților publice responsabile, reglementări privind protecția față de fumul de tutun din spații închise, terenuri de joacă pentru copii, etc., reglementări de conținutul ingredientelor, de afișare a diferitor mesaje. Dacă să vorbim din acea modificare a legii din 2017, atunci a fost exclusă acea prevedere din lege că pachetele de tutun pot fi plasate pe piață sub forma jucării pentru copii, sub forma de produse cosmetice. A fost o strategie a industriei tutunului de a se axa pe copii, pe adolescenți. Iată că această lacună a fost înlăturată în anul trecut, în 2019. Și legea atunci, în 2015, a mai constituit așa prestarea serviciilor de renunțare la fumat, care le-a menționat acum domnul Șolaru, ce nu era până în prezent. Iată, prin aceste măsuri comprehensive poți obține rezultate, doar așa, nu doar prin informarea, citire de lecții, etc., dar de rând cu informarea, trebuie să fie și partea legislativă care reglementează și stabilește niște restricții și partea de suport, oferire de tratament. Mai rău este că până în prezent nu s-a inclus medicamentele pentru renunțarea la fumat în lista medicamentelor compensate, pentru că în acele țări s-a făcut acest lucru. La noi se face doar cazuri de tratament. Adică compania națională contractează de la instituția specializată câteva cazuri pe an care se prestează servicii de renunțare la fumat, acolo deci, un număr anumit de zile, o cură de tratament. Iată, aceasta încă nu s-a făcut la noi, dar sper că autoritățile vor conștientiza acest fapt și vor include și aceste medicamente, pentru că ele sunt costisitoare și vreau să spun că niciodată nu trebuie să spunem că e puțin,
că cineva renunță la fumat, 1-2 se renunță la fumat, asta înseamnă că, iată, 1-2 vieți rămân salvate sănătoase, și altele salvate, din jurul, da, și din lor, jurul care, fumătorilor. Da, din jurul acestor fumători. Și cel mai important, că măsurile de control a tutunului, așa după experiența țărilor nordice, să nu fie modificate în timp, să nu fie făcute așa cum la 2015 la noi s-a primit legea. Să nu avem derogări. Da, adică, și în 2017 să modifică și să dă friu liber la fumat peste tot, anume la produsele de tutun încălzit. S-a făcut această excepție și publicitate, etc. Deci consider că atunci s-a făcut aceasta prin coruperea. Altfel nu poți spune. Asta e o corupere politică din partea industriei tutunului, a politicului, de a modifica legea, de a renunța la reglementări în lege în folosul intereselor comerciale ale industriei tutunului. Altfel nu pot să le numești. Iată, în aceste țări nu a existat așa ceva. Cum a fost primit cu 25 de lege, ani în urmă. Și se aplică. Da, și ea se aplică peste tot. Dar suntem la ora 10 și 41 de minute. Aici emisiunea... Da, doar un moment să zic eu ce emisiune e aceasta și despre ce vorbim noi. Suntem în emisiunea Spațiu Public. Vorbim astăzi despre fumat și despre măsurile de descurajare acestui viciu. În studio, în calitate de invitați, domnul Ion Șălaru, șef de direcție la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, și domnul Ghenade Țurcanu, expert la Centrul PAS. Din acest moment ar putea să ne sune și publicul. Eu am anunțat două numere de telefon: 022 721 758, 022 406 853. Să auzim ce spune publicul despre situația privind eradicarea fumatului. Domnul Șalaru, vă ascult. Ați vrut să interveniți. Deci vreau să intervin că și pentru noi este importantă experiența altor țări, în special a țărilor nordice. Noi avem o bună colaborare cu Institutul de Sănătate Publică din Norvegia, din Oslo, și am apelat la ei și pe durata acestui an intenționăm să înaintăm niște propuneri de modificare la legislație, în special sub aspectul ce ține de crearea fondurilor de control a tutunului, fiindcă la ei există așa ceva, prin modificarea taxelor existente, ca să fie finanțate atât asistența medicală pentru a fi introduse ca servicii acoperite de asigurările medicale, acest serviciu, deci tratament și consiliere pentru renunțare la fumat, cel puțin pentru prima dată când se adresează o persoană, de asemenea, cum a crea aceste fonduri pentru a educa populația, pentru a educa tinerii și a încuraja la nivel de comunitate, la nivel local, fiindcă deocamdată nu pot, deci să zic că... E nevoie de bani și pentru aceasta. E nevoie de bani, eu vreau să zic că ce folos că noi am aprobat și bugetul Programului Național de Control a Tutunului, dacă nu s-a dat niciun ban direcționat pentru acțiunile respective, în afară de acele acțiuni care țineau de salarizarea funcționarilor din instituțiile statului. Deci acesta și a fost bani suplimentari pentru o acțiune sau alta, nu s-au dat. Iar noi trebuie să recunoaștem că avem doar apeluri prin, din public. Eu am să vă rog să luați creștere, să auzim ce zice și publicul. Noi poate vom reuși, dar măsuri cardinale nu vom reuși să realizăm. Da. Bună dimineața, vorbiți vă rog, sunteți în emisie. Alo? Da. Bună dimineața, mă ascultați, da? Da. Da, sunteți în emisie. Mă ascultați, da? Da, vă rog. Bună dimineață, domnilor, în studio. Sunt Vladimir Chișinău. Eu am fumat de la 14 ani, iacă, slavă Domnului, 33 de ani de când nu fumez. Vă felicităm. Și dacă există lege că la oprire unde de stație de troleibus nu fumeze,
Dar la noi și la cale ieșilor, cum oprire se numește Dmitrii Cantemir. Ghese ori fumează la oprire și alături este un bar. Apoi lângă barul și ala, când mergem spre căsele noastre, este un fel, cum spunem popor, cracană între căse. Domnul Vladimir, de fapt, situația se repetă de la o stație la alta. Peste tot, în Chișinău, în stații se fumează. E adevărat. Da, ia că și vă spun. Ia că în Cracana și ies îngrămădesc fete de 16 ani, dar ieri am văzut doi băieți cu jențele în schinare, undeva prin clasa 2, ele cu țigări în gură și fetele și ele, între una ele șed acolo, câte trei, câte patru fete. Nu, se poate de sunat la poliția Buicani, să mai treacă polițiștii pe acolo, pe lângă barul și ala să facă observați la copii ăștia să nu fumeze. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc pentru că ați intervenit. Mai sună cineva? Mai e un apel? Mai vorbim cu cineva? Bună dimineața! Vorbiți! Spuneți! Sunteți în emisie directă. Da, eu? Da, sunteți. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă numesc Svetlana de la Chișinău. Eu aș cere așa parlamentarilor că ei când primesc o lege să se sfătuie cu medicii. Că parlamentarii nu sunt toți medici care stau acolo în fotolii. Asta e părerea mea. Ce situație e în țară, cum și despre aceasta. Și dacă domnul Șalaru e la acolo, e la o instituție care duce cont, da, și cu pâinea, vă rog, toată pâinea, 80% din pâine conține zahăr, dintre care el dăunează sănătății și la copii, și la maturi, și la toți. Vă rog foarte frumos, m-am săturat de atâta zahăr în pâine. Toată pâinea e dulce. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim. Iată două constatări din partea a doi ascultători. La prima întrebare, legea prevede foarte clar că este interzis fumatul sub acoperișul stațiilor de transport public. Deci sub acoperișul. Dacă fumătorul fumează sub acoperișul stației, atunci el încalcă legea și responsabil de stabilirea acestor contravenții este poliția. Da? Poliția, dacă nu vedem noi poliția, da, că se fumează sub acoperișul stației, și sub acoperiș, dreptul, lângă acoperiș, în jur mai mulți, să întocmească proces verbal. Dacă fumătorul a ieșit de sub acoperișul stației și fumează, atunci legea nu se încadrează în restricțiile legii. Cum are părere, da, de rău, pentru, da, că fumul oricum e în atmosferă. Exact, da. Eu sunt de acord cu ce a spus domnul Țurcanu. Aici eu aș vrea să adaug că trebuie acest lucru să-l abordăm și cu primăria, prin faptul că la majoritatea stațiilor s-au amplasat scrumiere, adică într-un fel te îndeamnă la ca să fumezi, îți creează condițiile ca să fumezi și acest lucru cred că trebuie să găsim de comun acord, o politică ca scrumierele să nu se mai afle lângă acoperișul, deci chiar la stația de transport urban. Ceea ce ține de fumatul copiilor... Dar ele oricum sunt degeaba, pentru că toți aruncă mucurile de țigară în jur. Stațiile sunt înțesate cu mucuri de țigară. Aici poți fi de acord parțial, da, fiindcă și acestea sunt pline de țigări și mucuri de țigară sunt și împrejur. Aceasta e. Ceea ce ține de a doua parte, care a menționat-o persoana în cauză, despre faptul că sunt locuri unde mulți adolescenți fumează, eu cred că trebuie să lucrăm mai mult cu pedagogii și chiar și noi ca instituție în școli, pentru că ai convinge că aceasta nu este o bravadă, nu este un lucru care te ridică în ochii seminilor tăi, dar este ceva care îți afectează sănătatea și aici nu știu dacă poliția poate să facă ceva în afară, deci părinții, școala, noi toți, societatea, fiindcă
este interzis să vinzi și este sancționat de lege dacă vinzi produse din tutun minorilor. Și sub acest aspect este îngrijorător faptul, chiar și studiul privind prevalența fumatului la adolescenți ne-a arătat că circa 45% din adolescenți care fumează au declarat că și-au procurat nestingherit de la chioșcuri produse din tutun. Iată, acest lucru într-adevăr pe noi ne alarmează, fiindcă demonstrează că chioșcurile sunt și o sursă de corupere a acestor tineri, de a permite tinerilor să se inițieze în fumat. Fiindcă dacă toți acești vânzători ar renunța, eu cred că și situația ar fi mai altfel. Și aici trebuie să intensificăm sancțiunile și cred că vom avea timp să ne referim și asupra acestor chioșcuri. Ce ține de persoana, nu vreau să lăs fără răspuns, chiar dacă nu are privind, da, nu are vreau să are tangențe cu modul sănătos de viață. Noi aproape exact într-o lună, pe 27 februarie, vom avea la ANSP un atelier de lucru cu producătorii, în special cu producătorii de panificație, la care vom discuta aspectele ce țin de etichetarea produselor de panificație, la reducerea consumului de sare și sub acest aspect vom aborda chiar și ceea ce ține de reducerea conținutului de zahăr, fiindcă eu nu vorbesc de faptul că însă și produsele din panificație conțin o concentrație de glucide, de carbohidrați, dar mă refer la cel adăugat. Deci, exact, la asta s-a referit doamna. Este un aspect asupra căruia noi obligator vom reveni. Da, mai avem un apel, mai vorbim cu un ascultător. Bună dimineața! Vorbiți, vă rog! Din Chișinău sunt Sergiu Dari. Vă spun numai bine dumneavoastră și invitați-vă dumneavoastră, doamnă Fischer. Mulțumim! Iată așa o întrebare. Eu nu sunt fumător, dar am o sinceră întrebare din curiozitate. S-a făcut un studiu dacă care va fi efectele asupra economiei naționale în cazul că noi vom înăspri toate condițiile pentru producătorii de tutun. În primul rând, asta înseamnă taxe, accize și sunt banii și pentru mine și pentru dumneavoastră și pentru Radio Moldova și pentru toți, ca structuri care sunt subordonate într-un fel sau mai puțin statului. Și de aceea, ca să nu facem o prostie, eu așa spun cuvântul acesta, ca să nu turnăm cu apa din alghiuță, să turnăm și copilul, să ne mai gândim puțin. Da. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mai avem aici două apeluri. Noi le luăm repejor așa încât să putem răspunde în bloc la toți care ne sună. Bună dimineața, vorbiți pe scurt, suntem pe finalul emisiunii. Bună dimineața. Bună dimineața. Mă ascultați pe mine? Exact. Sunt doamna Rebecca de la Domnușeni. Da. Soluția se poate de rezolvat foarte simplu și un copil de clasa 1-a. Nu produceți, pentru ce produceți contra omenirii? Doar aici din jur toți se otrăvesc când stai pe lângă o stație de așteptare și mai spune că Moldova este o țară creștină. Ce fel de creștini iese din biserică și aprind țigările? Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Un alt apel? Vă rugăm, vorbiți? Nu, nu mai e. Comentăm ceea ce a zis Sergiu Darie. La prima întrebare vreau să încep. Că, da, s-a făcut acest studiu și acest studiu se numește Analiza impactului de reglementare la legea privind controlul tutunului. Și s-au mai făcut și alte studii, unii s-a demonstrat că cheltuielile pentru sănătate din cauza, doar pentru tratarea bolilor cauzate de consumul de tutun, sunt mai mari decât toate taxele, decât toate accizele plătite de toți producătorii și importatorii produselor de tutun în Republica Moldova. Sunt de 1-5 ori mai mari decât veniturile care le plătesc la buget prin accize, prin taxe producătorii de tutun. Deci sănătatea, consecințele, bugetul trebuie să dea pentru sănătate mai mult
decât venitul care vine de la producători din tutun. Da, doamna Rebecca zice, dar nu produceți țigări. E o soluție foarte bună, nu știu în cât... Bine, eu cred în că... În cât timp se poate ajunge până la asta? Sunt țări în lume unde este interzis producerea. Noi încă nu suntem în țări. Țările cele sunt în Asia. Noi încă nu facem parte din ele. Tutunul nu este un produs interzis pe piață. El se produce, pur și simplu trebuie de reglementat. Da. Deci poate va veni și timpul, dar deocamdată nu vreau să mă pronunț. Deci este un produs admis sau mai bine nu este interzis. Deci deocamdată noi nu putem vorbi despre interzicerea producerii sau importului. La prima întrebare a domnului Dariu vreau să vă zic că este un punct de vedere tipic al industriei tutunului, care afirmă că fără ei țara se va ruina. Deci ei spun că fără noi țara va intra în faliment, nu va mai funcționa nimic, deci totul se ține pe industria tutunului. Acesta mi-aduce aminte de un banc mai vechi, care vorbeau între ei doi copii și unul îi spunea, zice, știi, e bine că tata bea, iar la sfârșit de lună dăm sticlele și avem ce cumpăra pâine. Deci este cam la fel un punct de vedere aici, cheltuielile sunt mult mai mari, iar dacă să analizăm în dinamică, vreau să vă zic că încasările din taxele din produsele din tutun nu au fost în creștere. De ce? Fiindcă s-a demonstrat că am avut o creștere de la importul tutunului încălzit, produsul din tutun încălzit, care plăteau taxe de 17 ori mai mici decât pentru tutunul obișnuit și bugetul a pierdut foarte multe venituri. Da, noi suntem pe finalul emisiunii, eu am vrut mai decât să mai abordăm un subiect, s-ar putea doar pe scurt și să-l discutăm mai pe larg în altă emisiune, dar relația fumător-nefumător și în ceea ce privește protecția față de expunerea la fumat. Fumătorii, pentru că personal mă înhați cu ei, mai ales cu vecinii fumători, ei zic că creați-ne spații pentru, special pentru fumat. Deci noi suntem în situația când trebuie să avem create WC-uri publice. Da? Iată, de aici trebuie să fie cheltuiți bani publici și să fie condiții pentru WC-uri publice, dar nu spații pentru fumat din bani publici. Spații pentru fumat pot și pe teritoriul întreprinderilor, angajați, anumit, oficii, etc., pot și în aer liber, un loc pentru fumat, dar din sursele întreprinderilor, nici de cum, din surse private, nici de cum din banii publici. Important că legea privind controlul tutunului nici de cum nu pune ca fumătorul să se contreze sau invers, să nefumătorul să se contreze cu fumătorul. Dar, da, legea stabilește foarte clar condițiile unde fumatul este restricționat în spațiile publice și fumătorul trebuie să respecte aceasta și atunci el își va respecta și pe sine, dar și pe cei din jur. Da, se fumează la balcoane, se fumează pe scările blocurilor și afectează toată lumea. De fapt, 2-3 fumători afectează toată lumea din bloc. Aici administratorii blocurilor sunt responsabili. Ei administrează blocurile și ei sunt responsabili. Ei trebuie să aplice semne privind interzicerea fumatului pe scările interioare blocului, în ascensor și la ușa de la intrare în bloc, trebuie să fie afișate semne de interzicerea fumatului. Sunt contrar acestor semne, da, și aceasta sunt semne este, neglijate, de fapt. Da, aceasta este atribuția administratorului. Dacă se încalcă, atunci el trebuie să apeleze la poliție și spune că iată, la noi în bloc se încalcă. Da, vă mulțumesc. Deci, legea dă o posibilitate ca să fie organizate locuri pentru fumat, acolo unde este posibil, dar legea nu obligă. Deci nu este obligație pentru nimeni. Nici pentru angajat, nici pentru stat, nici pentru oricine. Totodată, noi trebuie să avem răbdare când discutăm cu fumătorii. Cred că numai printr-o atitudine pozitivă ca să-i convingem că este dăunător și că ei dăunează nu numai sănătății lor, dar și celor din jur. Vreau să vă zic că avem multe solicitări din partea... Anul trecut am avut mai multe intervenții din partea populației care ne roagă, vă rugăm, faceți ceva cu modificați legislația ca să nu se permită să fumeze în apartamente sau la balcoane.
Exact. Ne afectează. Aici vrem să ajungem. Și noi examinăm experiența altor țări, deși nu prea avem multe exemple, dar cred că vom propune anumite formule, cel puțin în locuințele unde sunt copii minori, ca să nu se fumeze. Noi suntem pe finalul emisiunii și aici vă mulțumesc pentru dialog și publicului și care a reacționat și ne-a sunat. Mai veniți. Eu îndemn publicul ascultător să ne urmeze și pe mai departe. Fiți cu Radio Moldova pentru toată lumea. O zi bună. Mulțumesc. La revedere.